ceasul visurilor mele. Bine, trebuie să aranjăm locul ăsta până la ora 6. Mickey, tu vei cânta melodia lor preferată sub clar de lună. Bine! Goofy, lista invitaților, tu te ocupi de ei. Șoferul Goofy e pe drum. Daisy cu Chip și Dale, voi vă ocupați de decorațiuni. Să facem panglin și baloane. Să fie multe! Donald, ai grijă ca piscina să fie curată. Ba da! Și cucul Luca, noi facem mâncarea. Speram să spui asta. Bucătăria! Wow! Să începem! Aia a fost ușor! Donald, ți se pare curată? Nu putem ține o petrecere pentru doamna Bigby dacă piscina e acoperită cu frunze. Mersi, Donald, ești cel mai tare. La dispoziția dumneavoastră. Ce încântare să fim invitați la petrecerea lor aniversară. Îi cunosc de dinainte să se căsătorească. Asta va fi super distractiv. Familie Bubuianu, urcați-vă, rog! Intrați, vă rog, domnule primar! Oh, vai! Puțin că am aglomerat! Ador flucei, au de toate! Ce părere ai de cravata asta? E foarte drăguță, mai ales într-o zi specială și una care vine doar o dată pe an. O zi specială! Bertram, nu ai uitat nimic! Ai dreptate! Am uitat că trebuie să plătesc cravata asta! Bertram chiar a uitat de aniversarea noastră de nou! Cred că e super drăguț că facem aceeași mâncare pe care soții Fifi au avut-o când s-au cunoscut. Gata, super! Peștele e gata de cuptor! Tu cu peștele, eu cu brioșele! Acum voi porni cuptorul, să vedem! Care e butonul? Cuocere! Haide, pornește! Wow! Măcar acum știi cum merge prăjitorul. Dar nu ne trebuie prăjitorul. Trebuie să facem mâncarea potrivită pentru petrecere. Sau soții Bigby nu se vor gândi la ziua în care s-au cunoscut și domnul Bigby va fi foarte dezamăgit. Hai, poate putem coace mâncarea altfel. Grătarul lor. Perfect, atâta timp cât ne dăm seama cum merge. Aproape am terminat de decorat. Aici era, sub clar de lună, de Bob Bordo! Ador cântecul ăsta! Cântă la cu Mickey! Desigur! Dale, balonul tău! Oh, nu! S-a zis cu muzica! Grijă! Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior.